Vorbe de ce spune, Centrul de Informatică al Liceului Dimitrie Candemir, finanțat de Fundația Soros pentru o societate deschisă, ne aflăm în polul central din care derivă cele patru laboratoare. Acesta este primul laborator care va fi dedicat unui lucru de tip desktop publishing. Al doilea laborator, care vor funcționa echipament de IBM, calculatoare IBM. În acest laborator vor intra opt posturi de. Din nou, în polul central, intrăm în al treilea laborator, care vom avea echipament de Apple Macintosh, deci un laborator de grafică și animație. Sunt Radu Jugurean, profesor la Liceul Dimitrie Candemir, predau matematică și informatică și sunt responsabilul acestui centru de informatică, centru unic în țară la ora aceasta. Am să încep cu sfârșitul și anume cu faptul că acest centru există deja și el este compus din patru laboratoare, un laborator de desktop publishing, un laborator de programe, deci de limbaje și programe realizate de acești copii, de copii Liceul Dimitrie Candemir, un laborator numai pentru grafică și un laborator de Apple Macintosh, donat de firma RCS. E, acum, de unde sunt aceste laboratoare? De la Fundația Soros pentru Societate Deschisă. Și ele nu au căzut din aer aici, ci sunt donate, sunt aduse aici de către Fundația Soros, în urma unor multiple contacte pe care le-am avut cu bordul acestei fundații. Totul a început în 1990, deci după evenimentele din 1989, când am primit aici la Liceul Candemir, dat fiind tradiția deosebită a acestui liceu informatic, o tradiție de peste 20 de ani, am primit de la o firmă de stat un calculator IBM, pe care acum îl numim deja bătrânul marinar. Pentru că între timp, dat fiind dezvoltarea pe care a cunoscut-o informatica în acest liceu, prin copiii pe care îi avem, copiii deosebiți pe care îi avem, am reușit să luăm legătura cu Fundația Soros și am primit într-un prim contract cu ei 5 calculatoare IBM cu un procesor 8286, cu imprimante, cu mouse și cu soft. Softul de bază pentru un liceu de clasă de informatică. Însă, de aici a pornit tot acest spectacol pe care, la care suntem prezenți. Noi nu am fost mulțumiți cu ce am primit din punct de vedere al volumului de aparatură pe care l-aveam și am cerut mai mult. Am cerut mai mult Fundației Soros, care în urma vizitelor mai mult sau mai puțin ordinate în liceul nostru, în urma constatării că în acest liceu se poate lucra la calculatoarele pe care ei ne-au dat 24 de 24, au fost de acord, nu știu care este mecanismul lor, însă s-a hotărât, s-a aprobat una la urmă, existența, construirea unui laborator foarte puternic, unui centru de informatică, deci care depășește sfera unui laborator. Acest lucru nu reprezintă un moft pentru noi, pentru învățământul universitar românesc, pentru învățământul informatic românesc, nu reprezintă o modă. Informatica este la modă acum și noi o facem. Repet, noi avem o tradiție și pe această tradiție ne pasăm când am cerut și când am realizat acest laborator. Noi l-am realizat prin dorința de a face, însă el a fost plătit, dacă vreți, de Fundația Soros. Este puțin când spun că a fost numai plătit, pentru că, în realitate, și de acolo, de la Fundația Soros din România,
au pus fantastic de mult suflet pentru realizarea acestui laborator, pe care îl consideră acum un fel de copil al Fundației Soros. Cifra totală de investiție în acest laborator, din câte am înțeles, ajunge în jurul a 45.000 de dolari, fără să mai includem și reamenajarea acestei încăperi, acestei clădiri, de fapt, în care există centrul de informatică. Clădirea aparține liceului Dimitrie Cantemir. Aici a fost, această clădire a fost construită acum aproape 125 de ani, împreună cu liceul, și ea deservea locuința directorului liceului. Între timp s-au mai modificat funcționalitățile acestei clădiri și ea a fost repartizată bibliotecii liceului Cantemir și contabilității. Dar pentru că trebuia și s-a realizat un centru de informatică, biblioteca a fost mutată în clădirea liceului și contabilitatea a fost și mutată împreună cu secretariatul. Toate aceste mutări, toate aceste reamenajări au fost plătite, au fost suportate financiar de către Fundația Soros, inclusiv plăcuța care arată ceea ce este în această clădire. Iar acum, aici, avem 4 laboratoare de informatică. Ce facem cu ele? Este foarte simplu de spus ce facem cu ele. Va fi mai greu de văzut dacă vom face ceea ce ne propunem, dar convingerea mea este că cu siguranță vom face. Anume, în primul rând, să pregătim elevii claselor de informatică a acestui liceu. Și avem 7 clase de informatică în acesta, vom avea 9 la anul. Deci asta înseamnă o medie de 400 de elevi, pentru că nu numai cei de la clasele de informatică intră aici ca să se pregătească. Vom realiza, avem deja început un curs pentru elevii caselor de copii. Deci 60 de elevi ai caselor de copii vor intra săptămânal în aceste laboratoare. Un viitor pe care eu nu consider foarte îndepărtat, ci rezultatele imediate ale acestei investiții se văd deja. Elevii noștri realizează desktop publishing pentru diferite firme care doresc să facă acest lucru. Dar noi ceea ce putem să facem aici este chiar soft original, soft la comandă. Cum a fost, de exemplu, au fost cele 2 exemple pe care le-am prezentat în deschidere privind softul, deci sistem expert pentru medicină, pe care l-am executat cu la o comandă, deci la comanda spitalului Cantacuzino, împreună cu medici. Și soft care s-a bucurat un mare respect, să zic așa, din partea lumii medicale, el fiind folosit acum în România. Misiunea noastră principală este de informare. Informare în informatică, de aducere aici a cât mai mulți oameni care să învețe să lucreze pe calculatoare. Vor învăța să lucreze pe calculatoare dacă nu le va fi rușine, dacă nu le va fi jenă și n-au de ce să le fie, să aibă drept profesori pe elevii acestui liceu, elevii care sunt acum la un nivel de pregătire formidabil. Lucrul acesta nu l-am spus eu, l-au spus personalități din domeniul informaticii românești și ne face să credem, deci, că vom putea să realizăm instruirea asistată pe calculator la nivel de vârf cu inspectorii, de exemplu, din Ministerul Învățământului, cu inspectorii din inspectoratele școlare, cu cei care doresc să se lanseze pe un anumit program, să lucreze un anumit program de gestiune de date, de exemplu, de desktop publishing, de animație, de grafică și așa mai departe, inclusiv limbajele de Turbo C++ sau cum mai știu eu ce alte limbaje. Deci, aceste cursuri de pregătire vor fi realizate în liceul Cantemir la un nivel profesional. Deci nu la diletantism, nu mai suntem în faza de diletantism, ci în faza de profesionalism cu acești elevi. Lucrul acesta este dovedit de personalitățile care au participat la deschiderea oficială a acestui centru de informatică. Și am să enumăr câteva dintre aceste personalități. Ministerul Învățământului a trimis aici, de exemplu, o întreagă delegație condusă de profesorul Vasile Teodorescu, directorul Direcției de Învățământ Preuniversitar din Ministerul Învățământului și care a luat și cuvântul la această deschidere. Academia Română, prin Institutul de
din secția de psihologie a Academiei Române, a trimis aici, de exemplu, pe doamna Margareta Dincă, psihologă. Institutul de Științe al Educației a fost prezent și el prin doctorul Eugen Noveanu, personalitate în domeniul științelor pedagogice românești, care se ocupă explicit de informatica și informatizarea preuniversitară. Universitatea din București prezentă prin profesor dr. Leon Livovski, președintele Comisiei Naționale de Informatică și prin prodecanul Facultății de Matematică. Institutul Politehnic București prezent aici prin profesor dr. Adrian Petrescu, părintele calculatorului românesc, de fapt. De la Universitatea din Cluj, iarăși domnul criticarul de la Catedra de Psihologie, director de la toate centrele, de la toate marile centre de informatică din țară, de la software ITC, de la centru de perfecționare în informatică, de la centru de perfecționare a cadrelor didactice, care ține de Ministerul Învățământului, de la FEPER, fabrica noastră de, institutul nostru de elemente periferice, fabrica de elemente periferice, domnul Alexandru Mironov, invitat aici ca persoană privată, deci nu ca și consilier al președintelui României, cu toate că tensul a avut și un cuvânt din partea președinției României, consider pentru noi un mare suport, nu numai moral. Și am să vă explic imediat de ce nu numai moral, pentru că, iată, Fundația Sorus a reușit să convingă o mare firmă, este vorba de firma RCS, care a donat și ea, alături de calculatoarele pe care le-a donat Fundația Sorus, a donat și ea patru calculatoare Apple Macintosh, care constituie un laborator separat de calculatoare Apple Macintosh. Deci patru donate de fundația, patru donate de firma RCS, alături de un alt calculator Apple Macintosh donat de fundația Sorus. Deci avem acum, iată, și cinci calculatoare Apple Macintosh pe care putem lucra foarte multe lucruri. Am să revin un pic la festivitatea de deschidere a acestui centru, pentru că mi s-a părut foarte important faptul că au fost prezenți reprezentanți ai mass media din toate domeniile mass media și de toate culorile politice ale mass media, începând cu ziarul Azi, spre exemplu, și ajungând la patru redacții din televiziunea română, economic, tineret, învățământ, știință. Acestea au fost cele patru redacții care au fost prezente și care au filmat și care au luat interviuri personalităților prezente aici. Noi nu ne așteptam efectiv, vă spun cinstit, ca, să spunem așa, principal organizator din partea liceului, nu ne așteptam efectiv la atâta prezență, la asemenea prezență în ziua de deschidere. În încheiere, aș vrea să prezint personalitățile din partea Fundației Soros care au fost prezente. În primul rând, Sandu Nicolae, inima și sufletul acestui laborator. Cel care a dorit atât de mult ca acest laborator să existe, explicându-mi mie că acesta reprezintă, de fapt, un principal proiect al Fundației Soros în România și acest proiect pe mine are decât să mă bucure că a avut un succes fantastic în ziua de vineri. Apoi, președintele Fundației Soros în România sau directorul Fundației Soros, nu știu bine cum este corect, Alin Todorescu. Și, în general, tot bordul acestei fundații, care ne-a oferit aceste calculatoare și ne-a cerut, pentru că este bine să spunem, ne l-a oferit, dar ce ne cereți? Ne-a cerut un lucru foarte interesant, dar pe care noi putem da. Ca aceste calculatoare să fie folosite de către elevii, de către elevii noștri, de către toți cei care doresc să facă informatică în România și să învețe informatică în România și nu în ultimul rând de către olimpicii noștri naționali, cei care sunt, după părerea mea, adevărați ambasadori ai României în străinătate. Dovadă a acestui lucru este și faptul că Fundația Soros a oferit premii foarte importante tuturor premianților la olimpiadele internaționale la informatică, matematică, fizică și chimie. Câte un calculator IBM PC 386 cu softul de rigoare imprimantă, cu ce să mai spun, așa o apreciere generală din partea mea, cam la $2000 din
din vederea finanțelor aici. Deci pentru fiecare elev în parte. Pentru fiecare elev premiat la cadrele internaționale. Este bine să-i susținem pe acești copii, este bine să susținem în general orice loc în care apare o inițiativă de dezvoltare a științei în rândul copiilor. Pentru că, repet, o idee care a susținut acest centru și, și o idee care va susține în continuare acest centru, nu știu dacă e neapărat să-i spună deviza noastră, dar este bine să știm că viitorul nostru, atât cel apropiat cât și cel mai puțin apropiat, pensia mea, de exemplu, depinde de acești copii.